Luni dimineața, în sala de ședințe a Consiliului Județean, a avut loc o conferință de presă, în cadrul căreia a fost prezentat noul antrenor al echipei de fotbal Dunărea Călăraș, Cristian Pustai. La eveniment a fost prezent și Eugen Pârvulescu, cel care va ocupa funcția de președinte executiv al clubului. Pustai, care a semnat un angajament pe 2 ani cu echipa călărășeană, a declarat, printre altele, că obiectivul privind promovarea este unul realizabil, în ciuda faptului că în viitorul sezon al Ligii a doua există cel puțin 8-9 echipe care și-au manifestat intenția de a se bate pentru primele două poziții, care asigură prezența în Liga 1. Pentru 12 zile, mai exact în perioada 10-22 iulie, Dunărea Călăraș va pleca în cantonament în Bulgaria, la Bansko. Fotbaliștii călărășeni vor disputa acolo și 5 meciuri de verificare. Bine ați venit la Călăraș! Ați preluat conducerea echipei, sunteți antrenor cu un palmares bogat. Nu vrem să ajungem în cupele europene, măcar să revenim în divizia națională. Bună ziua, mă bucur că am reușit după o pauză de un an de zile luată în cadrul echipei Gazmetan, pentru că am ocupat o altă funcție de director tehnic. Am revenit din nou pe marginea terenului, pentru că acolo este plăcerea de a face și a depinde multe lucruri de persoana mea. Cred că n-are rost să vorbim de trecut, de palmares, trebuie să ne ancorăm în prezent, în viitor. E un început, probabil greu, pentru că orice început este greu. Anul acesta, a doua, s-ar părea că este poate mai interesantă decât Liga 1, pentru că sunt cel puțin 9 echipe care și-au anunțat dorința asta de a promova. Sper să realizăm acest proiect, să-l ducem la bun sfârșit, pentru că este un proiect pe 2 ani. Eu, în general, am lucrat... Cred că sunt cel mai longeviv ca și distanță la un club. Am activat 7 ani la Gazmetan consecutiv. Deci ca și dorință de continuitate e una dintre cerințele mele, pentru că e foarte greu să faci o echipă imediat, dar acest obiectiv poate fi atins pentru că am găsit aici oameni entuziaști, oameni care doresc, inclusiv subsemnatul, să ne înhămăm repede la muncă și să pornim pe un drum care, am zis, nu cred că va fi un drum ușor. Important este să ne dorim cu toții tot ce reprezintă fotbal în acest oraș și în acest județ.